Într-un județ preponderent agrar cu peste 250.000 de hectare de teren agricol, agricultura este activitatea de bază. Dar cum industria și producția sunt aproape inexistente, dezvoltarea economică a județului Giurgiu este greu de realizat. În aceste condiții, comerțul rămâne domeniul în care cei mai mulți dintre giurgiuveni se încumetă să înceapă o afacere. Prin tradiție pot să spun că este și un oraș comercial. Partea negativă a activităților din județ este aceea că noi nu mai avem încă industrie dezvoltată. Predomină comerțul, construcții, ceva în serviciile, deci parte de care să aducă bani în județ, mai puțin în județul nostru. Datele arată că de la începutul anului au fost înmatriculate o singură firmă cu capital străin și alte 69 cu capital privat, majoritatea în domeniul comerțului. Aceste cifre ne situează printre ultimele județe ca număr de societăți comerciale nou înființate. Președintele Camerei de Comerț susține că județul nu se poate dezvolta prin activitățile de comerț, ci prin agricultură și industrie alimentară. Eu zic că apropierea față de București, la 60 de kilometri și posibilitățile pe care le are pământul în județul Giurgiu, cred că pot să producă pentru București alimente suficiente și produse proaspete, poate bio, care pot să aibă un succes deosebit pe piața din București. De asemenea, șeful Camerei de Comerț spune că a pledat întotdeauna pentru parteneriatul public-privat de calitate, aceasta fiind cea mai bună soluție pentru dezvoltarea județului.